Asta înseamnă că aveați frustrări amândoi și ați așteptat momentul să le scoateți. Nu, nu e așa. Nu e adevărat. Așa, cum ai zis tu că aștepta momentul? S-a întâmplat din întâmplare și a spus și el părerea. Părerea adevărată, cea reală. Adică nu au dat corect verdict. Adică el l-a ținut numai cu el, indiferent. Eu n-aș mai avea așteptări, sincer, Marius, în locul tău, dacă iubita mea făcea ceva cu iubita lui. N-aș mai fi avut nicio așteptare din partea lui Filip. Băi, asta am spus pe material, că nu mai am nicio așteptare. Asta, fix asta am zis. Asta am zis, Berna, pe material. În afară nu o să mai păstrați legătura? Eu nu o să caut persoanele care au fost aici șmechere și au făcut chestii de genul. Nu o să le caut. Dacă o să mă sune și o să mă caute persoanele care simt, da, o să le răspund. Dar eu nu o să le caut. L-ai inclus și pe Livian în toată situația asta? Nu. Sincer, aia nu era bârfit ce am zis eu, era o părere și până la urmă am bârfit, n-am zis nimic de tine. Pur și simplu, eu nu cred că tu ai făcut prietenă cu el. Așa, a doua idee. Tu cum ai vorbit cu Berna, ai vorbit cine foarte urât. Și ea trebuie să mă supăr, De ce nu mi-ai spus? De la mine păi n-ar trebui, trebuie să super pe ea, nu pe mine. Pe mine și te supără. Pe tine că puteai să zici, iubire, stop. Vreau să zic. I-am zis destul. Nu. Eu a trebuit să mă supăr, nu că am zis că era și rătăriți prietene. Dacă pe tine supăr că s-au certat două fete, eu mă supăr pe tine, pe ce faci tu, nu pe ce au făcut fetele. Tu eu am avea mașină de la tine, nu de la Berna și de la Pirui, să nu se certele. Și aveam mașină de la tine să-i zici iubite tale să oprească să... Da, tu ai spus... Asta nu-i dovadă de șmecherie. Tu i-ai spus când ea se măscărea și râdea și mă făcea că îmi vând prietenii. Tu i-ai spus? Când ce? Când zicea că eu îmi vând prietenii. Era o părere. Pentru bani. O părere și o părere de-a mea au fost. Păi dacă și-a vândut prietenii, eu am zis de multă lume era când are dreptate. Da, deci eu mi-am vândut prietenii, tu știi mai era aia, atât. Nu dau nimic pe bani, adică să fii zici, tu ai ști mai bine ca oricine. Adică nu pun banii pe primul loc și apoi prieteni. Nu știu că n-a fost discuția asta. Păi dar iubita ta spune, astea-s mai urâte. Dar am zis că nu are dreptate, stop. Astea-s mult mai urâte. Dar iubirea nu se compară, nu se compară. Că n-am făcut-o niciodată, nici la telefon. Păi m-ai făcut că-s falsă, m-ai făcut că-mi vând prieteni. În față. Păi și de la amenita, la înjura, la... Dar unde ți le-am? Eu zic că e mai grav ce-ai făcut. Bă, ce-i cu fata asta? Dar pe unde le-au auzit? Te-a sunat, eu am fost în America și tu în Spania și tu ne-am zis la telefon. Nu în față, eram în casa cealaltă, ți le-am spus. Auzi, tu, chiar iubitul meu auzit. Dar tu crezi, cu față și m-am certat cu toți oamenii, cu oameni mai mari ca și tine. Ești cu Jador, cu Mocanu, cu Bianca, cu oamenii mai importanți ca și tine. Mai importanți, dar ca mai mari ca și vârstă. Spuneați că vârsta e foarte importantă, probabil. Și mai mari la și mai mari aici în emisiune. Și n-am tu pe eu să-i spun ei, păi despre ce vorbim? Tu ți-a fost doar despre Filip. Scoteți-o pe Berna și Berna tu. Lasă-ne să discutăm că vorbeam despre Filip. Doar despre Filip, exclusiv despre Filip. Vreau să auzi ce s-a vorbit. Ok, dar nu vorbeam despre tine, n-ai cum să vorbești tu. La general, cum ai vorbit tu cu Livian? Poftiți? Nu, vorbeam cu Filip. Nu, vorbeam despre Filip și la general. Cum a făcut el? Da. Despre mine și la general. Au vorbit și despre tine, dar... Sincer, nu mă afectează chestia asta, nu mă interesează. Pe părerea mea e mai grav ce ai făcut tu, decât că am zis eu niște chestii că tu cu el nu ești prietenă. Punct. Și asta e clar. Atât ai zis, că nu-ți prietenă. Tot, și ce mai zis? Am jignit, am zis ceva urât, că nu înțeleg. De eu te jignesc? Păi nu, dar zi, bine, ți-am zis de tine. Îți spun în față. Zi de tine, păi și eu zic în față ce cred că mi-e rușine. Păi văd că nu mi-ai spus, ai văzut la spate, nu Livia. De ce nu i-ai spus în camera de hotel? Zi, ți-am zis de urât de te-am deranjat pe tine. De ce nu mi-ai spus pe noi conexiune? Îți ridici mâna sus, vreau conexiune. Piroi, ești așa, ești așa, ești așa. Ei știau că microfoanele sunt pornite, că sunt filmate. Ai zis, am zis, am zis, am zis, ficțional. Am zis, am zis chestia asta. Eu zic că Livian a început subiectul și el a uitat că are microfonul. Asta e părerea mea. Eu mereu a uitat și și-a spus părerea lui reală. Asta cred eu, pe mine nu mai convins tu de nimic. Doamna Andreea, știți că mereu oprei microfonul, eu mereu când ies afară. Păi eram aici la ușă, era și Alina și era și omul cu camera. Omul cu camera era de mult acolo când a ieșit Livian afară, singur. Da, pentru că Livian era nervos din cauza Biancăi. A ieșit din emisiune din cauza Biancăi, tot ofta, stătea supărat. Au venit camera să-l filmeze, să vadă ce are de gând. Filip s-a dus după el. Livian, simțind nevoia să-și spună supărarea, cumva, văzând camera acolo, n-a zis de Bianca. Și a început să vă comenteze pe voi. Bravo. Cum vă certați voi. Ia uite-le și pe astea două cum se ceartă, ia uite-le cum aruncă una în alta, ia uite-le cum nu știu ce. Dar în ideea să răbufnească, să zică ceva. Și ce nu mi se mai pare ok,
Ești, aici, are, nu știu, are o ciudă pe mine, sau nu știu că i-am jignit iubita, un deranj, nu știu. Eu n-am nicio ciudă, ce ciudă? Da, știu, mă. Eu de ce s-am ciudă, ce ce s-am? Are un deranj, nu știu, are no, ceva acolo. Deranjul a fost, strict, nu din partea ta. Lasă-mă, partea lui Mare putea să zică că stop în situația care a fost Filip, acolo. Filip, să-mi duc ideea și după o să spui tu. Are un deranj, ok, vis-a-vis de mie, pentru că am jignit iubita, dar nu mi se pare corect dacă eu sunt deranjată de cineva să nu fiu imparțială și mai mult să mint. Cum a făcut-o el, adică o dat doar în mine. Deci el a n-o greșit, a greșit doar pe lui. Și nu-i corect. Ok, poți să-ți ai dai cu părerea. Ai dat una în alta. Nu-i problemă. N-a spus el, încetează el. A spus, a fost spus că o da, că dau una în alta. A spus Liliana el, dar lasă-mă, nu te mai doamna Andreea, că a pus ăla de 3 ori a fost. Doamna Andreea, după a vorbit. Te pare bârfă că a zis că două persoane nu sunt așa prietene și că am mai zis fata cu camera că dacă nu erau prieteni, nu erau așa pe piață. Asta e bârfă. Dar de ce n-ai zis, bă, dacă nu era... Dacă nu era situația alea, nu erați așa apropiate. Dar de ce ai zis pe lui? Și ce te gândit că de el în mine? Dar ce crezi că mi-e rușine să zic sau să zic ceva? Ce că nu știi, dar nu ți-i rușine, dar văd că îți place să bârfești. Filip, pe ea nu o deranjează că ai vorbit. Pe ea o deranjează atitudinea pe care ai avut-o față de ea. Că nu ești corect. Asta mă deranjează. Adică pe ea puteai să vorbești acasă, puteai să vorbești aici, puteai să vorbești oriunde. Pe ea nu asta o deranjează. Doamna Andreea, adică nu m-am ascultat. Da, nu asta o deranjează. O deranjează că nu i-ai ținut cumva și ei partea. Pentru că îi ține partea să fie imparțial. Da, adică ea zice că faza cu Jador, cu asta nu mă interesează chestia aia, că nu eram în casă, i-am comentat și am zis faza cu prietenia, că se certau ele două, când eram acolo și se auzeau. Am zis că el că nu ia așa prieten dacă o prietenă o atacă. Andreea, că se face că nu înțelege, n-are sens să continui. Eu te întreb pe tine, Filip, și eu o să te întreb ultima dată, ce-i mai rău să faci unui prieten? Să minți despre el sau să-i spui, să-i dai exemple ce-a făcut el? Dar dacă ești prieten, nu face aici. Nici una, nici alta, dar eu te întreb ce-i mai grav. Unul prieten adevărat se abține și îi zice chestiile astea în privat, nu aici de fată cu toată lumea să-i facă. Păi nu, eu sunt eu nebun, prieten adevărat nu face chestia asta să-l pune pe imagine în proastă pe un alt prieten. Chiar dacă are un trecut frumos sau urât, dar de ce mi-e coleg? Băi băiatule, te-am întrebat ceva. Ce ți se pare mai grav? Să minți sau să dai? Eu ți-am răspuns, un prieten adevărat îi zice ama că e de fapt rog Andreea, închide subiectul, vorbește cu Andreea dacă te întreabă ceva și vezi de treabă. A spus că în gală, că am vorbit la modul general. Și faza cu Pirui și cu el, am zis faza cu camera, că dacă nu era în cameră, nu era așa de apropiată. Nu? Ai zis, dacă nu era așa apropiată Pirui și stătea cu ea în cameră, o făcea praf. De ce n-ai spus că el mă făcea bine praf? De ce trebuie să spui? Ela nu e genul de persoană ca să bagi în subiect. Da, mă, ela nu face nimic. Da, ela nu face nimic. Sau să vorbească așa, degeaba. Dar poți vedea partea plină a paharului, Andreea. Andreea, poți vedea partea plină a paharului. Te vede mai puternică. Nu, vede mai rea. Nu. Oricum, gen, ela nu face de fel te bagă în toate subiectele, gen așa. Ela nu l-a dat afară, ela n-a mințit despre mine, ela nu a făcut absolut nimic în casa asta. Dar tu nu te legofu acum, părerea mea, că tu, e simplu, că dar tu... Dar tu crezi că mie îmi pasă ce ai spus tu, de un om care nu-i corect? Nu, că te-ai atâta și tu m-ar vadit atâta, părerea mea, tu nu ești așa de prietenă cum ai fost cu ela, ce-i așa? Dar tu crezi că mie mai... Nu, mă corectez, mai îmi pasă. Dar tu crezi că mie mai îmi pasă părerea ta a unui om care nu-i drept, are coloană vertebrală și nu-i asumat? Bâși de aici, că nu mai vreau să te bâși. Nu mă interesează, că văd că vă agitați pe un subiect de nimic. No, ai înțeles, dacă era să mă agit eu pe ce s-a întâmplat la primul casă, vreau să fiu supărat de mult. Corect, așa că nu m-am luat pe mine pe chestii de astea, că te felicitam, dar așa pentru mine nu mai însemn nimic, îmi pare rău. Dar nu mă interesează. Corect, nici nu. Nu interesează prietena mea cu tine, prietena mea cu Marius, că s-a apropiat cu Marius, nu cu tine. Ai fost prieten și cu mine și dacă Marius, dacă eu sunt certată cu tine și l-ai supărat și pe Marius, nici cu el nu o să mai fii prieten, asta e clar. V-ați împăcat, Ligia Andreea? Draba lui, dacă ați fac așa... Nu ați vorbit. Despre subiectul ăla, dar am mai discutat noi doi. Ai simțit nevoia să intervii astăzi, să iei apărarea pentru că e pentru ea, interveni pentru ea sau pentru că te-ai simțit? În momentul în care Berna spunea că nu știu câți ani are și... Da, a zis strict la Ligi. Nu înțeleg de ce a zis strict Ligi. Dar nu-i treaba ta, mă bag unde vreau. Ai pentru că și pe ea... Am făcut-o așa. Ai vreo problemă? Mă bag de acum înainte unde doresc. Și eu mă bag unde, unde, eu mă bag unde vreau. Eu am puterea să vă sunt destul de asumat să vă spun în față lucrurile exact așa cum le văd. Poate nu-i cea corectă.
Nu știu, la oamenii ăștia doi. Nu vreau și eu să le spun ceva. Berna și Filip, voi credeți că eu chiar nu am pe nimeni? Credeți că nu puteți să primiți un telefon din partea părinților mei? Pentru tot ceea ce faceți aici, chiar credeți? Chiar crezi că nu poți să fii sunat de cineva? Chiar crezi că eu n-am suror, n-am frați, n-am părinți? Nu, ce faceți voi? Ce faceți voi? Dispar. Ce faceți voi este inuman, inuman. Ce faceți? Ce faceți voi? Vă căutați subiecte în continuu cu mine, simțiți să vă aruncați ura pe mine. Subiecte cu înțeleg că sunt importantă pentru voi, dar opriți-le, opriți-vă fați, fraților, și nu vă permiteți, nu vă permiteți să vorbiți despre camera în care am fost eu cu Sergio. Nu vă permiteți să vorbiți. Nu vreau să mai aud povestea asta. Da, da, Andreea. M-am săturat de subiectele Sergio, înregistrări și alte lucruri. Vă rog din tot sufletul meu, v-ați atacat până acum cu o grămadă de alte lucruri de când v-ați despărțit până în acest moment. Această întâmplare nu vreau să o mai aduceți aici în această emisiune. 1. Nu ne interesează pentru că nu putem să dăm așa ceva și 2. Nu se face. N-ai fost acolo, nu știi. Punct! Filip, pentru mine și pentru binele tău, te oprești cu acest subiect. Vă ataci cum vrei tu. Dacă vrei să o ataci, o ataci cum vrei tu, cum ați făcut și până acum. Nu ești frumoasă, nu ești urâtă, nu... Ai fata umană. Mă rog, atacurile voastre de până acum și problemele voastre. Pentru că e clar că între voi doi... Andreea, te rog, nu s-a consumat ceva. S-a consumat mai mult decât a trebuit să se consume. Doi la mână, oamenii ăștia eu astăzi... De când în gala aia, când eu am spus am să vă ignor, asta am și făcut și o caută constant cu mine și mai ales ființa aia de acolo, cu capul cât dulapul. Filip, de ce nu mă oprești lupta asta cu Ligi? Postim? De ce nu oprești lupta asta cu Ligi? Eu am dar mi se pare că fac eu în seamă sau Berna, nu ne băgăm. Nu se pot opri. Da, voi mă băgați în seamă, voi mă jigniți. O zici ceva, nu. Voi mă jigniți. O zici ceva? Nu am nicio treabă cu voi, fraților. Doamna Andrei. Eu vă zic și vă promit că eu cu Berna am vorbit ca să nu mai vorbim deloc. Și astăzi de ce ați absolut început? Nimic. Ok, ia, de ce ați început azi? Noi și vorbește nu, 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 Andreea, te rog, vreau să cine când eu cu Berna o evităm cât se poate de mult, că nu mai o suportăm pe fata. Nu mai abera, nu mai abera. Cine a început azi? Nu mai abera. Început astăzi. Dar eu nu mai știu. Tu ai început, evident. Tu ai început. Pe care aveai ceva. Nu, eu nu aveam treabă deloc cu tine. Nu am treabă cu tine. Berna, libera la răspătă asta. Lasă-mă, te rog, în pace și asumă-ți ceea ce vorbești. Suferiți să luați 1500 de euro, nu o să-i luați pe așa ceva. V-am mai spus. Niciodată nu o să-i luați pe așa ceva. Auzi, dai 1500 de euro dacă... Suferiți să faceți materiale. Pentru mine banii ăștia sunt nimic, ca să trăiești și tu. Sunteți foarte lame, foarte lame. Dacă eu nu te suport, nu pot să te invit. Gata, liniștiți-vă, vreau să vorbiți mâine despre acest subiect. Asta era. Vreau să vorbiți mâine despre acest subiect și am să rog pirandele noastre, pentru că avem două pirande aici. Da. Uite, ridicați-vă, vă rog. Ridicați-vă. Ridică, cum să nu? Acum, dar... Doamne Dumnezeu, le mare! Uitați-vă la ele, uitați-vă la ele. Tu de ce nu ți-ai luat tot negru când și-a luat ea? Pentru că nu era în plana asta, eu am venit, ne-am deghizat aici. Am înțeles, foarte drăguț, foarte. Faceți cu mâna la cameră și spuneți la revedere. La revedere. Mai frumos, de la 8 ore s-au încheiat. Mergele, te iubesc! Ia! I-ai făcut lui nimic direct. Ți-a văzut caracterul. Ceea ce contează cel mai mult. El mi-a văzut mie și eu lui. A făcut ea vreun gest și am refuzat-o? Nu, dar eu te întreba altceva acum pe tine. Ai așteptat să facă vreun gest către tine? De data ce îi pun întrebările astea, bun, te cred că ai fost într-o suferință, o săptămână, zi, dar după aia, eu cumva am așteptat ceva de la tine, dar n-a venit nimic. Fata asta, Ligi Dolha, are un dar de a hipnotiza, de a minți. Dar Berna, dar poți să spun același lucru și despre tine? Tu vrei să te joci cu focul, vezi să nu te arzi. Dacă stăm în loc, îți fac orice, îmi bagi la ce cu ăsta. Ok, dacă ne spunem de așa ceva, înseamnă că și... Păi îți zic exact, eu nu mai mă zgâria și îmi lăsa urme pe corp. Primul rând să tăcem noi. Nu, deci eu la 30 de ani trebuie să stac în față la un copil, Ligi la fel, dar cine ești tu vezi că cu mine nu-ți merge. Afară este alt om, dar când intră aici în casă se schimbă tot.
cald, dar nu înțeleg nici ce are cu. Ori o influențează Bianca. Spune ce am zis, Ramona. Hai, spune ce am zis. Nu știu. Mă enervezi așa? Da. Dar eu nu spun să mă enervez pe chestii de astea. Eu o petrec de scot diferite, după mine nu mă scot niciodată de astea. Dacă vă zic că Lidia nu-mi place. Și are Bianca de ce să-și facă griji? Eu zic că da. Dacă Ramona ar vrea? Da, doar că acum Ramona se gândește și la Bianca, adică nu ar vrea să facă rău. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.